strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și te deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduie. Pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcând să-i vețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Și Ție slav înălțăm împreună și Părintelui Tău cel fără început, și prea Sfântului și Bunului și viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amen. Binecuvântați prea Sfințite Părinte, pe binevestitorii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului și Sfântului Darului Apostol și Evanghelist Luca, să vă dea vocilor ce binevestiți cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fie nouă, după cuvântul vostru, în pace, preasfințite Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie după Luca. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește, Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Lasă-tu să mergă, in enerzait cam Iesus in einem Dorf. Eine Frau namens Martha, namen freundlich auch. Sie hat eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzt sich dem Herrn zu Füßen und hört ihm seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte,
chiar cum te ies dignit, das meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sagt ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Als das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu, Seilig die Frau, deren Leib dir getragen und deren Brust dir genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Pace vouă celor ce ați binevestit.